Hei, bună, prieteni, și bine am revenit pe canalul Bunicuța Znaște împreună cu mine și cu Denisa la o prăjiturică să o facem frumoasă. Aoleu! Dar și mama? Salutare, deci am plicat aluatul, am lăsat prea mult mama. Și nu mai știu dacă putem să-l facem. Păi eu știu ce faceți voi, fetele. Filmează pe mama ta. Tu, Denisa, nu mai face din deget. Nu vreau să mă filmez. Nu vrei să te filmezi? Dragi prieteni, uitați, facem mama croasante. Să facem croasante. Croasante. Să numesc așa. Și ce? Dar nu mai ești gem și pui și din ăla. Nu mai punem și gem și... Mamă, cât arată de bine. Ia să vedem. Ia să vedem ce avem, să bem. Vai, ce frumos! Uite așa. Uite așa. Și le punem la urmă. Da, mai să încep și eu. Să fac și unul. Da, am lăsat aluatul prea mult. Pe sobă, așa. Mamă, dar pune peste tot margarină și după aia tai. S-a încălzit aluatul prea mult, s-a topit și... Da. Deci s-a dat de puțin. Ne străduim să facem și noi ceva aici. Dacă iasă bine, dacă nu, nu. Dumnezeu, ce-o e. Le iert. Denisa, mai am nevoie de un cuțit. Uite, aduc cuțit. Furi. Mai taci. Scuze-mi, dragi. Ia. Yes. Ma... N-am mai scăpat. Denisa l-a tăiat pe ăsta prea... Gros. Mare, nu știu cum să zic. Da, și cu asta. Apoi Denisa a tăiat aia prea mare și n-a mai și la fel cum e nouă legume. Nu mai ieși bine. Nu mai ieși așa bine. Mamă, dar nu le pachetează Denisa și tu le faci. N-are chef. Da, tu ce filmezi? Numai chestia aia. Eu vreau să păi fac... n-are voie să arăt cuțitul. Eu vreau ia să fac tu. Asta, doar cuțitul. Păi da, trebuie să facem două, nu unul. Nu, eu așa mare. Nu, să face! Și n-are punct, uite. Ia. E tu picotez, l-a luat de la mai îndepărtare. Ma. Furibare îți trebuie. Așa, frumos. Pune-l, Denisa, ia și pune. Pune-l tu, Denisa, dacă... Uitați-o pe Denisuca! Denisuca, frumușuca, face și-a plecintă din ăsta. Avem și margarină. Așa frumos. Pe șmecherie. Mamă, șmecheria. Da, să le faceți și voi mai mici. Că noi le-am făcut atât de mare. Și bunicuța face puțină marfă. Bunicuța, uitați, a făcut marfă să ia bani și ea. Uitați, prieteni, mâine le facem pe toate. Oh, mama, uite ce de marfă am făcut. Uitați, marfă. Poate bunica bani face, bunica. Prieteni, și este cea mai bună gumă din toată România asta. Ce? Unde e? Prosopul. Să mă duc să iau natura, mă, că gata, a făcut. Revenim la mama. Asta e al meu, mănânc. Măcar ați făcut ceva aici. Da, mai sunt și strâmbe și așa. Asta e cel mai șmecher. Revenim când umplem toate prieteni și cu rezultatul.
Numai că este finete, nu, nu s-a ars. Finete este. Finete este, să nu vă supărați. Finete este, uitați. Uitați și un din ăsta, uitați cum a ieșit. Mmm! Deci, pe bune, am un gust ca alea care mâncăm noi, dar trebuia să le facem, să le împachetăm. Nu să le punem așa. Nu le-am împachetat bine. Uitați. Lasă-mi ia eu. Vreau să mănânc jumate așa. Da. Mamă, ca la peni. Și margarina asta cum s-a făcut. Trebuie o pachetate cornulețe, că nu, nu ieșea din ele. Da. Iar nu fain de noi. Nu arată bine, dar sunt foarte buni. Dar nu sunt arse. Cu finechi, uitați și finechi. Că spuneți că nu am pus. Finechi, uitați. De unde e? Unde e din ele? Nu știu, în cazul. Bine, ia pune pe pauză. De ce? Prieteni, uitați și eu mi-am pus finechii. Hop, hop, hop. Revenim. Acolo. Uitați și bunicuța Zâna. Da, bunicuța Zâna la muncă. Da. E la muncă. În seara asta e la muncă. În seara asta. Da. E și răbune. Ce e și de fain. Asta e a mea. Ia de și mie una. Fain i-a ieșit, bă. Divin! Faceți! Așele! Joașe în joașe! Ce n-ai făcut? Ha? Mai vorbește românește! Deci, ce faceți în casă când asta îmi gază? Au! Să vină eu, să mănâncă și eu. Hai, mănâncă și-o, mănâncă și-o. Are fără finețe, papu. De că o prova cu fără finețe. Mănâncă și-o. Am revenit, dragi prieteni, aici la niște foietaje așa frumos cu niște finețe, ca niște cornulețe. Cu nutelă, cu de toate. Și aici. Da, revenim. Hai, bunicuțu. Ai fost la cuptor? Da, am fost. Te-ai uitat la ălea, cum se zice? Da, m-am uitat. La foietajul ăla, foietaj, cum se zice? Foietaj, cornulețe. Foietaj, da. Cornulețe, da. Dar s-a făcură, s-a făcură. Încă nu. Mâncare-ți o tavă. Da. Mai mâncare-ți tavă. Hai. O să se mai facă tava elantă, să mâncați și să treceți la culcare toți. Punem da. Să dormim acum. Să dormiți ca găinile. Găinile dorm de la 5. Așa vreau, să nu mai stați pe telefon. Iarna dorm de la 4 și vara dorm de la 5. Găinile. Găinile. Așa să dormi și tu ca găina sau ca cocoșul. Cocoșul doarme la 5 oricând. Dă și tu să dormi tot așa. Dar unde e cocoșul tău? L-am tăiat. L-ai tăiat? L-am mâncat. Și mie de ce nu mi-ai dat? Ți-am dat pulpa, ce să-ți fi mai dat? Eu nu mănânc cocoș. Prieteni, și vreau să-mi fac și eu set de Xbox. Mi-ai mâncat pulpa cocoșului. Îmi strâng bani să-mi fac set de Xbox. Lasă, că îți faci. Ăsta tot pe făcute să facă, să da. Facă. Acum a cumpărat pui. A cumpărat Alina. Pui de aia mici. Le ține în casă. Mici, 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 atâtul. Dar ea nu-mi place. Mora, cum nu vezi că nici afară. Și pe pui. E zăpare. Moșule, dar cum te-ai tuns? Cine te-a tuns așa? Ion. Eu? M-a tuns, da. Dar te-ai tuns, vezi ce frumos te-ai tuns. Ion, un prejen de norocit. Treca de-a pe jos. Doamne, să vii să lucrezi cu mine. Ce? Să lucrezi cu mine la ramă. Da, mâine avem treabă, mâine... Avem la treabă, la ramă, la ramă. Da, mâine facem la ramă. Să o vindem, să luăm pâine. Da. Să luăm mâncare. Aveți cauciujurile aia, băgați-le pe internet să le dați să le vindeți, că aveți niște cauciuji. Bune, sunt faine, sunt frumoase.
Hai că revenim, prieteni. Revenim, dragi prieteni. S-a făcut și foietajul. Ia, prieteni, poate s-a ars. Ia. Uite, mai bine ieșea împachetat cornulețe. Așa, da. Dar noi am lăsat foietajul prea mult timp pe sobă și practic s-a topit. Nu știu ce i s-a întâmplat. Că n-am putut să-l mai întindem așa bine cum trebuia. Hai. Și am făcut dintr-un foietaj de două ori. Da. Revenim. Am revenit, dragi prieteni, cu cornulețele. Așa, ca să mănâncă copiii în seara asta, să se simtă bine. Să spune la neamurile lor ce a mâncat. Chibi și Oana. Cine e Oana? Chibi și Oana. Oana sunt eu și Chibi e el. Da, și tu e Oana. Oh, ia arată bebiolea că... Așa. Ce? Burtica, să vedem ce. Ce mai n-am ceva pe ei, nu? Eu sunt frumoasă. Așa nu. Așa, da, frumoase s-a făcut pornulița. Foarte frumoase, foarte. Hai, luați. Luați cu pâine, hai. Așa, bun. Deci, revenim, dragi prieteni, după ce mâncăm și noi cu cornulețe ăștia. Am încheiat, dragi prieteni, să vă zic bună seara, ne vedem mâine la un nou vlog, o noutate de vlog. Olga aici mai face niște alea. Să nu uitați să vă abonați la Bunica Zâna, dați multe like-uri. Și share și toate și s-a activat clopoțelul. S-a activat clopoțelul, cum zice domnul Bebe. Și scrie acolo toate. Toate pentru toți. Hai, bună seara, vă pupăm cu mare drag și cu mare plăcere. La revedere, ne vedem mâine la un